Laura, eu sunt Genia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să vă arăt ceea ce am eu în geantă, pentru că în ultimul timp am o geantă care explodează și zic, haide mă să mai fac și o dată clipul ăsta, pentru că în geanta mea este de toate. Gentuța mea este gentuța asta care o ador, e de la H&M, H&M, nu știu cum îi spuneți voi, H&M. Am cumpărat-o anul ăsta și o iubesc din tot sufletul, în primul rând pentru că e super modernă și îmi place la nebunie și are chestia asta care o bagi așa și pleci la plimbare. Are un fermoar așa, e cu auriu, are și asta mai mare așa. Și o ador. Am dat pe ea 19 euro, cred. Și haideți să vă arăt ce am în gentoi ăsta. În primul rând am aici o hârtie. Că am fost la restaurant japonez și ne-a dat biscuitele ăla cu scrisul înăuntru. Hai să vedem, în primul rând, am un portofel. În portofel am cărți, carduri, cărți de credit și carduri de la supermarketuri și chestii de-astea. Aici ce am pe aici? Am buletinul italienesc. Hai să vă arăt. Să vă arăt poza. E ca acum cu codice. Și ce mai am pe aici? Am 10 euro! Nu știam de ei că i-am băgat pe acolo. Aici ce am? Un bonuleț. Bine, astea hai să le lăsăm să trecem mai repede. Și am carnetul. Asta e carnetul meu italienesc. L-am din 2002. Hai să trecem la mai departe. Aici am niște tic-tac-uri de lei Simpson. Stai mă că s-a stins telecamera, s-a terminat bateria. Vă spuneam, am tic-tac-urile cu Simpson. Și sunt cu gust de gogoși. Hai mă că a rupt aici ca țăranul. Vreau să vă arăt că are poza cu gustica. Uitați aici. Și au și desenat pe ele. Hai să trecem mai departe. Ce mai avem pe genuța mea? Un bonuleț gigant. De ce e asta? 17 euro de la Conad. Mai departe, mai am aici alte bunulețe. Hai să trecem mai departe. Am aici o apă de corp cu piper roșu și gelsomin de la Pupa. Vreau să nu se poate. Ah, e proaspăt așa. Și ăsta e bun mai ales vara, pentru că leșind de cald și acum e cald aici. Încă nu și-a... Încă nu s-a făcut mai răcoare. Ah. Haideți mai departe. Am un medicament aici, că am fost la un pacient, la pacient. Am aici în un stetoscop la care asculti inimiorile. Mi-a trebuit pentru că am pus cum se spune în românește, un
cateter, nas, stomac și trebuie să asculti acolo dacă a ajuns. Am o siringă. Merg ca drogații cu mâncare până, cu siringi până. Aici am un test de sarcină pentru că, cum v-am spus, țin niște cursuri într-un cabinet, într-un dispensar despre educație sexuală la adolescenți și le-am arătat cum se efectuează testul de sarcină. Mai departe. E treaba cu doctorii aici. Niște pensete din alea de cleștișori. Am aici ochelarii mei cu strasuri pe aici și pe ăștia le-am cumpărat de la H&M. H&M. Nu știu cum se spune. Hai să vă arăt mai departe. Am un port fard de la Zoeva, care eu l-ador, uita și nu știu înăuntru. Are o mătăsică așa. Și hai să vedem ce am în el. Am creionul de sprâncene de la Benefit. Îi spune Precisely My Brow Pencil, care este de nu se poate. Adică ți așează gnene ca lumea sprâncenele și sunt naturale. Am un ruj de la Too Faced. Ăsta roz așa. Aici am lipsticul de la Kylie. Ce este ăsta? Posica. Mai am un eyeliner de la NYX. Aici am mascara Better Than Sex în mini size, ăla de la Too Faced. Am un corector de la Maybelline. Ce mai am aici? Am paletuța asta de contouring de la L'Oreal. Am o pensetă și o forfecuță. De la ultima geantă m-am mai șmecherit și eu. Mi-am mai luat mai mult. Aici am o cremuță de la Vichy. De la Vichy pentru mâini. Ce mai avem pe aici? Am iar un portofel ăsta tot de la Zoeva cu o periuță de dinți și o pastă de dinți care o iau cu mine așa dacă e să mănânc afară, mă bag repede într-o baie, tac, tac, tac și mă spăl pe dinți. Am două pixuri. Am trusa asta de pensulici de la Hello Kitty. Hello Kitty! Care e cu miște rău de tot. Da. Are numai pensulici aici. Și o iau cu mine încă acolo, să-i tot că n-am avut ocazie să mă machiez pe unde am fost, că deja m-am machiat acasă, dar o țin geant acolo pentru orice eventualitate. Și sunt toate așa roz și le are pe toate. Mai am paletuța, fiindcă e micuță așa, pot să iau cu mine de la Too Faced, Natural Matte. Da, și mișto este. Are culorile acolo mișto, care poți să le folosești în toate ocaziile. Nu mai avem ceva pe aici. Am două epruvete,
Ar trebui să-mi fac o geantă numai pentru spital. Aici am o gumă. Aici o cheiță din aia de memorie. Un elastic de păr. Și aici am cutiuța asta. În cutiuța asta este un absorbant. Și îmi plăcea la nebunie pentru că îl ții așa, ordinat, fără să, când desfaci geanta, fără să vadă lumea că ai tu tamponul în geantă. Și cam atât. Cam astea au fost. Genduța mea s-a golit. Cam astea au fost ceea ce am eu în geantă. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Să mă urmăriți și pe Instagram, că acolo postez o grămadă de poze. Snapchat încă nu m-am învățat eu cu el, că nu prea am timp. Da, o să găsesc eu până la urmă și timp și pe acolo. Și ne vedem la următorul video. Like!